Întru totul de acord cu dumneavoastră, domnule Cristache, pentru că vedeți dumneavoastră un om care întâi și întâi este responsabil, care își face munca aceea de manager de spital cu responsabilitate și cu dragoste față de oameni, pentru că de-aia ai intrat acolo, asta trebuie să oferi. Acela va și obține rezultate. N-ai nevoie de atât de mulți bani ca să fie curat în spital, ca să fie minimum de condiții decente în care trebuie să trăiască oamenii. Dar vedeți dumneavoastră, problema asta nu este doar în acest spital la Reșița. Este o problemă generalizată și care pornește dintr-un cu totul și cu totul alt loc. Știți care e problema? Dacă e o chestiune generalizată, medicii din prima linie pe care noi îi susținem și îi încurajăm încă o dată acum să vorbească, să iasă să zică, da, domnule, nu se mai poate, sistemul e în colaps, avem probleme, pentru că de la centru ni se spune că pandemia este ținută sub control, cazurile scad, terapia intensivă face față și totul e în regulă. Păi vedeți și că vedem fost... că mai bubuie câte una, după Neamț, bubuie Reșița, ce așteptăm să mai bubuie alt spital, da, nu? Da, și vor mai bubui, pentru că vedeți, noi ne-am obișnuit să reacționăm noi. Respectiv conducătorii noștri s-au obișnuit să reacționeze doar atunci când apare în media un caz de genul acesta. Prevenția la noi nu contează, da, grija față de oameni nu contează și responsabilitatea, domnule Cristache. Și asta vine, care este veriga slabă? Veriga slabă este tot factorul politic. De aici pornește absolut totul. Aici nu există grijă față de oameni, dragoste față de oameni. Eu nu știu, pun sub semnul întrebării și patriotismul. Poate că l-or fi avut la început când au intrat în politică și s-au rutinat într-un asemenea fel. Eu vă spun ceva, ca om de televiziune care a trecut prin mai multe etape, domnule, am văzut niște imagini groaznice, accidente, descarcerări, unele live, altele înregistrate. Când am văzut imaginile astea, jur, n-am mai fost om. Da. N-am mai fost om. Așa pentru am simțit că și eu. Vezi niște oameni, domnule, perfect neputincioși, tratați inuman de alți oameni. Animalele nu au astfel de raporturi între ele, nu se umilesc în halul acesta, nu se batjocoresc în halul acesta. Și noi de la centru nu vedem niciun semnal de alarmă tras. Nimeni nu zice, băi, mai bun, stați un pic, stați puțin, e prea mult, s-a trecut o limită a decenței umane. Da, am văzut ceva, s-au dat.